52 de țări au fost incluse în zona roșie. Asta înseamnă că moldovenii veniți din aceste state vor trebui să stea în carantină, dar există și excepții. Autoritățile au aprobat noi condiții de intrare în Moldova și o nouă clasificare a țărilor cu risc sporit de infectare cu noul coronavirus. Printre statele periculoase se numără Cipru, Marea Britanie, Spania, Grecia și Federația Rusă. Odată ce numărul cazurilor de infectări cu noul coronavirus crește îngrijorător în străinătate, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a introdus noi restricții la intrare în Moldova. Potrivit specialiștilor, țările de unde revin moldovenii vor fi clasificate în două zone, roșie și verde. Cei din zona verde trebuie să prezinte un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte, iar dacă nu-l vor avea, vor sta în izolare 14 zile. Excepție fac persoanele care s-au vaccinat complet și au trecut 14 zile de la rapel, copiii de până la 6 ani, elevii sau studenții de până la 18 ani, care trebuie să dețină un act care să confirme acest lucru. Actele trebuie să fie în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Toți călătorii care vor veni din zone roșii vor fi plasați în carantină tip de 14 zile. Excepție sunt cei care dețin certificat de vaccinare și copiii de până la 6 ani. Cei care au între 7 și 18 ani au nevoie de un test PCR negativ. Nu vor sta în autoizolare nici oamenii care dețin un act ce demonstrează că au anticorpi, persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, posesorii pașapoartelor diplomatice sau actelor de serviciu. Persoanele plasate în carantină au liber la circulație după a 7-a zi dacă au efectuat un PCR și rezultatul e negativ. La frontieră, moldovenii vor completa fișa epidemiologică și vor semna declarația pe propria răspundere, în care se obligă să respecte autoizolarea. Cei care fac test COVID în a 10-a zi de carantină și au rezultat negativ pot ieși din izolare. Moldova a făcut un clasament al țărilor cu risc sporit de infectare. Astfel, 52 de state au fost incluse în zonă roșie. Printre acestea sunt Cipru, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Grecia, Rusia și Belarus.